Peste 100 de milioane de euro s-au cheltuit în campaniile electorale din România în ultimii 10 ani. Dar prezența la vot scade continuu. Candidații și partidele cred că banii aduc votanții la urne. Tu știi că un pum de bani nu poate cumpăra viitorul tău. La ultimele alegeri prezidențiale din 2009, dacă doar doi alegători din fiecare secție de votare și-ar fi schimbat opțiunea, am fi avut alt rezultat. Tu și vecinul tău puteți face diferența. Nu-i lăsa pe alții să decidă pentru tine. Ai mai multă putere decât crezi. Votează în alegerile prezidențiale 2014.